Când te gândești la revoluționarii pașoptiști, vezi bărbi, mustăți și favoriți. Cu greu se strecoară în amintire rochile cu crinorină ale Anei Pătescu și Mariei Rosetti. Însă Revoluția Românilor a avut un personaj feminin de legendă pe nedrept uitat. Pelagia Roșu. S-a născut în 1800 în comuna Mărișel din Munții Apuseni. Era fica unică a judelui sătesc Ioan Dufle, care a educat-o acasă după cărți românești. Urmează apoi trei ani de studii la Budapesta, după care, fată cu minte, se întoarce acasă, se mărită și devine dăscăliță. Pot să-ți spun cu siguranță că a crescut patrioții din copiii moți, fiindcă 20 de ani mai târziu, propriul ei fiu Andrei este lăncier în oastea lui Avramiancu și apără comuna de o armată maghiară mult superioară. La 48 de ani, Pelagia adună femeile din sat, le îmbracă bărbătește și le suie pe cai. Asaltul amazoanelor pune pe fugă inamicul. Ar putea părea doar o diversiune norocoasă dacă Pelagia n-ar fi reluat cu același succes experiența de încă două ori. În bătălia de la Fântânele, 500 de moți, sprijiniți de cavaleria feminină, înfrâng o coloană de 3.000 de honvezi, ucit peste 800 soldați și 3 comandanți din patru. Pelagia e felicitată de Avramiancu și recompensată ulterior de coroana austriacă cu suma de 100 de florini. Se întoarce acasă și se stinge abia la 70 de ani. Decenii mai târziu, femeile din sat îi fac o cruce de piatră pentru a o înlocui pe cea de lemn putrezită. De frica autorităților maghiare vor fi însă nevoite să o instaleze noaptea. De ce este această Ioană Darca românilor atât de puțin cunoscută astăzi? De ce nu îi se dedică tablouri și filme? De ce povestea ei a ajuns la mine abia acum, în loc să-mi legene visele copilăriei? Vă întreb, domnilor politicieni, dacă numele pe laghei roșu nu vi se pare demn de un bulevard, dați-l măcar unui hipodrom. Caii sunt animale recunoscătoare.